Pacea Domnului Iisus, dragi prieteni, am fost întrebat ce este locuința morților. Și iată, în acest video vin să răspund. Dar înainte de a da răspuns la întrebarea asta, vreau să vă spun că azi am fost la două botezuri am avut azi. Unul a fost în satul Susleni și a fost deosebit de frumos. Acolo se face o misiune frumoasă, creștină. Svetlana Gladiuc este de Baștină, din satul acela, și de mulți ani ea slujește acolo în Evanghelie. Acum l-am delegat în misiunea aceasta pe deaconul Bisericii Bunavestirea, pe Igor Filimon, împreună cu soția lui Nastica, și fac o lucrare tare frumoasă acolo. S-a construit și o încăpere acolo pentru activitățile care se desfășoară. Mai merge un tânăr din biserică, Victor, care este instructor de taekwondo, și se face o lucrare mare și frumoasă. Și iată, azi acolo a fost sărbătoarea roadelor, sărbătoarea mulțumirii, și de asemenea s-a botezat și o femeie pe nume Zinaida. Și la urmă o să vă arăt și dumneavoastră cum a fost botezul, că a fost ceva diferit, deosebit, și ne-am bucurat tare de Zinaida. Ea încântată că a ales să urmeze calea Domnului nostru Iisus Hristos. La urmă s-a pocăit și soțul ei Pavel și soția și sora ei Ruslana. Domnul să-i ajute acum pe Pavel și pe Ruslana, vor începe cursul de pregătire pentru botez și cu ajutorul lui Dumnezeu ei vor fi următorii care se vor boteza. Bine, acum să răspund la întrebarea, ce este locuința morților? Despre locuința morților este scris și în Vechiul Testament și în Noul Testament. Deci în Vechiul Testament locul acesta este numit Sheol. În Noul Testament este numit Hades. Deci cuvântul ebraic Sheol înseamnă locuința morților sau mormânt sau adânc. Cuvântul Hades din limba greacă înseamnă același lucru. Deci cum este descrisă locuința morților în Biblie? Pentru că diferite texte din Biblie, ea este descrisă locuința aceasta. Deci ei se află sub pământ, în adânc. În adânc se află locuința morților și este un loc de chin, unde merg morții. Altădată acolo a fost și sânul lui Avram, unde erau cei neprihăniți. Acum, din moment ce Domnul nostru Iisus Hristos a înviat, s-a înalțat la cer, toți neprihăniții, toți acei care mor cu credință în Domnul Iisus Hristos, sufletele lor merg la Domnul nostru Iisus Hristos. Deci locuința morților a rămas să fie un loc de chin. Un loc de chin, și în Biblie este descris ca un loc unde este scrâșnirea dinților, un loc unde este o mare văpaie. Iată, de exemplu, în întâmplarea aceea cu Lazar și Bogatul, este descris locul acesta, zice că Bogatul a ajuns acolo în locul acesta de chin și de acolo el zicea că este grozav chinuit în văpaia aceea. În alte locuri din Vechiul Testament, locuința morților este descrisă ca un loc unde oamenii au așternut din verm și vermii îi acoperă. Deci este ceva groaznic de închipuit. Oamenii aceștia sunt în chinuri continui, doresc foarte mult să aibă apă, să aibă ușurarea chinurilor lor, dar nu există nici o posibilitate pentru ei, nu există nicio opțiune. Chiar acolo în cazul cel a descris, întâmplarea aceea cu Bogatul și Lazar, Bogatul care a ajuns acolo în locuința morților, el a fost foarte surprins, pentru că el nu credea că există, cum foarte mulți oameni azi, ei nu cred că există locuința morților și lor le place să creadă că la moarte ei pleacă în neființă cum au fost până la naștere. Nu, să nu se înșele nimeni, nu există aceasta. La moarte omul pleacă în locuința morților dacă nu a fost mântuit prin Domnul nostru Iisus Hristos, dacă nu a fost născut din nou și nu a fost botezat cu Duhul Sfânt, pleacă în locuința morților, în locul acela
Chin. Și iată, bogat a fost surprins să ajungă acolo și atunci a rugat pe Avram ca să-l trimită pe Lazar la el, să-i ușureze chinurile, să-i ude buzele. Și Avram a spus, nu, lucrul ăsta este imposibil. Între noi și voi este o prăpastie așa de mare, încât nimeni nu poate trece. Atunci el a zis, dacă este așa, atunci trimite-l pe Lazar în casa tatălui meu, că mai am 5 frați, să le adeverească lucrurile care sunt aici, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Și Avram le-a zis, nu, au pe Moise și pe proroci. Asta înseamnă, au scripturile, au Biblia, au Sfânta Scriptură. Nu, zice el, dacă ar învia cineva din morți, ar crede. Nu, zice, dacă nu cred ceea ce este scris în Sfintele Scripturi, măcar dacă ar învia cineva din morți, tot nu vor crede. Și iată, așa, omul acela a rămas în locuința morților și nu se poate schimba nimic. În cartea Apocalipsa, la capitolul 20, spune că după ce va trece împărăția de 1000 de ani, atunci, din locuința morților, toți morții se vor înfățișa înaintea lui Dumnezeu la scaunul mare de judecată a lui Dumnezeu și vor fi judecați toți după faptele lor. Și după aceea, după judecata aceasta, vor fi aruncați în iazul de foc și de pucioasă, care este moartea a doua. Deci locuința morților și iazul de foc și de pucioasă sunt lucruri diferite. Locuința morților se numește Hades în limba greacă și am putea să zicem că este iad. Dar cum vă zic că asta este un loc și acolo, un iad. În iad acum merg oamenii, acum e locul unde merg. Pentru că în locul în iazul de foc și de pucioasă vor merge după judecata aceea. Încă nu este nimeni în iazul, încă n-au ajuns dintre oameni nimeni acolo. Hei, iată acum, asta e cu privire la locuința morților. Și atât de mult mă rog ca oamenii să creadă realitatea aceasta, pentru că oamenii ignoră realitatea. Toți cei care au ajuns acolo în locuința aceasta, ei nu au crezut, ei au ignorat. Au ignorat informațiile pe care le-a dat Dumnezeu despre lucrurile acestea. N-au vrut să cerceteze Sfintele Scripturi, n-au vrut să se intereseze cu privire la sufletul lor, cu privire la viața veșnică și ei au ajuns acolo. Dragul meu, cel care mă asculți pe mine, dacă tu nu ai crezut în Domnul Iisus din toată inima și dacă nu te-ai pocăit din toată inima de păcatele tale, dacă nu ai ales să urmezi calea Domnului nostru Iisus Hristos și nu te-ai botezat după cuvântul Lui și apoi să te alipești de o biserică ca să urmezi calea Lui așa cum scrie El, atunci înseamnă că tu nu ești mântuit, tu nu ai Duhul lui Dumnezeu și asta înseamnă că în clipa când vei muri, vei merge în locuința morților. Poți să crezi ce vrei, poți să crezi cum vrei, poți să-ți imaginezi cum vrei, dar nu poți schimba realitatea aceasta. Este o realitate despre care Dumnezeu vorbește și insistă mult în Sfintele Scripturi. Și dacă mergi acolo, nu mai există cale de scăpare. Acolo nu există posibilitate de a te pocăi, de a schimba, de a reveni la viața asta, de a trece în împărăția cerurilor. Nu există nicio posibilitate. Posibilitatea există acum. De aceea, Dumnezeu să te ajute să asculți cuvântul pe care ți-l spun eu acum și să îți pese de sufletul tău, să începe a te interesa foarte profund de Sfintele Scripturi, să crezi învățătura Domnului nostru Iisus Hristos, să te hotărăști și să o urmezi de plin. Pentru că de asta ține unde îți vei petrece veșnicia. Nu vrei ca sufletul tău să afle veșnic în chinurile groaznice ale locuinței morților și apoi în chinurile iazului de foc și de pucioasă. Nu vrei nici cum să ajungi acolo. Dumnezeu să-ți dea credință. Așa cum ți-am promis, te invit acum ca să vezi cum a fost botezul Zinaidei, care a crezut în Domnul Iisus Hristos și a ales să-L urmeze pe Domnul nostru Iisus Hristos. Ea acum trăiește în credința aceasta, urmând învățătura lui Hristos, așa cum este, cum a fost ea lăsată în Biblie. Și tot azi s-au hotărât și Pavel, soțul ei, tot astăzi s-au hotărât și Ruslana, sora ei. Fii tu următorul care te hotărăște în urma vizionării acestui video. Dumnezeu să te binecuvânteze! Igor zice că tu ai spus că trebuie să te scufunzi de tot, dacă nu scufunzi de tot, apoi eu să te ajut.
Alea că nu se privească bine la, din partea celor care... Că așa e, dar de-aia să-ți spun de ce trebuie să te scuzi de tot. Ascultă atent de ce trebuie să te scuzi de tot. Pentru că botezul ăsta este un simbol foarte profund. Și el acum înseamnă când tu te vei scufunda în apă, tu prin asta confirmi și mărturisești în fața la toți că tu te-ai făcut una cu moartea Domnului nostru Iisus Hristos. Te scufunzi în moartea Domnului Iisus Hristos. Gata, firea ta veche, firea ta păcătoasă, moare. S-a dus. Și mă bucur să văd cum confirm asta. Așa. Și apoi când vei ieși din apă, asta înseamnă că învii la o viață nouă în Hristos, ca să trăiești de acum o viață nouă, care deja noi o auzim mărturisită. Și viața asta tot trebuie să strălucească tot mai mult și mai mult. Uite așa, Domnul Iisus să strălucească pe fața ta și Dumnezeu să te folosească cu putere pentru lucrarea Evangheliei, să fie o mărturie frumoasă mai departe pentru soț, pentru copilaș, pentru tot, să trăiești viața de plin slujind în Evanghelie. Iată, asta înseamnă mare. Și de ce trebuie să te scufunzi de tot? Că nu mai vrei să mai lași nimic din firea aceea păcătoasă. Nimic. Totul. Gata. Totul. Bine, da? Hai, în genunchi aici. Și stai. Tu te botezi singur. Hai, înainte, înainte. Înainte. Așa. Gata. În numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Amin. De ce o spun înainte? Sinaida, nu mai avut dreptate.